Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Apel la Doctor. Vorbim astăzi despre leziunile precanceroase ale colului uterin. Am apelat la doctorul Răzvan Betea, medic primar obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua și mă bucur să vă revăd! Domnule doctor Răzvan Betea, aș vrea să informăm pe telespectatorii noștri cu privire la acest subiect, leziuni precanceroase, sună așa înfricoșător. Ce înseamnă acest lucru? Sună înfricoșător, într-adevăr, dar totuși trebuie să ne gândim că sunt precanceroase, deci practic nu avem cancer, deci într-un fel sună și bine, în același timp pentru noi ca ginecologi și practic sunt obiectul nostru foarte important pentru a putea să le diagnosticăm în acest stadiu precanceros, să nu ajungem în stadiul de cancer. Trebuie să discutăm puțin și despre colul uterin, că totul se rezumă la acea porțiune anatomică a uterului, care are forma unei codițe, dacă ne imaginăm puțin uterul ca o pară cu coada în jos, porțiunea respectivă de 3-4 cm reprezentată de colul uterin. Un alt înțeles ar fi porțiunea sau factorul de susținere, colul reprezintă factorul de susținere a unei sarcini, de exemplu, sau canalul prin care trece sarcina, ca să înțelegem puțin anatomia. La nivelul colului se produc foarte multe modificări, pentru că acolo există o zonă de transformare, o zonă unde epiteliul sau țesutul de pe exteriorul colului se îmbine cu țesutul din interiorul colului care merge spre cavitatea uterină și se numește practic o joncțiune squamocilindrică. Este foarte important, este un termen destul de greu oit, dar este foarte important pentru noi pentru că reprezintă ținta principală a virusului HPV. Virusul HPV, statistic vorbind, peste 80% din populație pe parcursul vieții dobândesc acest virus și se dobândește exclusiv sau aproape 100% prin contact sexual. Și este virusul care determină cancerul de col uterin. Ce înseamnă, domnule doctor, HPV-ul? Tot auzim acest lucru. Cum am mai spus, este virusul papiloma uman. Este un virus care are peste 200 de tulpini descoperite până la ora actuală și o parte din aceste tulpini au risc crescut de cancer de col uterin. Sunt tulpinile care determină în proporție foarte mare cancerul de col uterin. Dar să știți că ce este foarte important, noi avem o soluție aici. Noi discutăm despre leziuni, dar noi putem să prevenim aceste leziuni înainte de a le diagnostica printr-o vaccinare, da? Printr-un program național sau printr-o vaccinare exclusivă a pacientei, cu un vaccin care la ora actuală se numește Gardasil 9, este un vaccin care are în componență protecție sau oferă protecție împotriva a 9 tulpini de cancer de col uterin sau 9 tulpini de virus HPV care determină cancerul de col uterin cu risc înalt. Prin urmare, dacă noi efectuăm acea schemă de vaccinare, avem o protecție foarte mare, aproape 100% după părerea mea și schema se efectuează în felul următor ca să înțeleagă pacientele. La noi în România avem un program național care se efectuează între 11 și 18 ani pentru fetițe. De la 11 la 14 ani se fac două administrări, doza inițială și următoarea între 6 și 12 luni. De la 15 ani până la 18 ani se fac 3 doze, doza inițială, doza a doua la 2 luni și doza a treia între 6 și 12 luni și este gratuit ca să înțeleagă pacientele printr-o cerere la medicul de familie. Ce dezavantaje are, după părerea mea, acest program? Că nu se adresează și băieților, pentru că, deși băieții nu fac cancer de col uterin, totuși sunt un vector care vehiculează acest cancer de col uterin, acest virus, practic. Și pacientele sau mămicile care au băieți, eu le recomand să îl procure și să îl efectueze și lor. Se poate procura și din farmacii? Bineînțeles, doar că trebuie contracost și se extinde această vaccinare, că ne-am oprit la vârsta de 18 ani conform programului național care este gratuit, dar după 18 ani, statistic, până la 45 de ani dovedește că aduce beneficii în protecția împotriva cancerului de col uterin. Aș vrea să ne vorbiți cum putem preveni acest virus. Virusul se poate odată preveni printr-o conduită sexuală adecvată, prin utilizarea prezervativului. Bine, principala cauză a fost cea despre care am vorbit noi sau principala variantă prin vaccinare, dar totul se întâmplă și din cauza unui statut social
mai precar, da, o multi, adică paciente cu multipli parteneri sexuali, practic există posibilitate foarte mare de a contacta acest virus. Sunt Și cum ne protejăm împotriva lui? Să nu-l luăm. E foarte greu pentru că statistic, v-am spus și la început, peste 80% din paciente dobândesc pe parcursul vieții și din paciente și din pacienți dobândesc acest virus. Îl dobândim și cum putem scăpa de el? Prin vaccin? Organismul, prin vaccin prin... îl prevenim. Prevenim. Prevenim, și... exact. Dar organismul își face treaba. Dacă avem un organism puternic, prin imunitate, pentru că este cel mai important factor în a elimina acest virus, este imunitatea. Pentru că el are trei etape. Deci odată ce intră în organism, și v-am spus, intră prin, pe la nivelul acelei joncțiuni scoamocilindrice de la nivelul colului, are trei etape. O etapă principală prin care el intră, dar nu se multiplică și nu creează distrucții la nivel celular. Etapă prin care organismul îl va elimina. Da? Este a doua etapă, când intră, se multiplică, dar totuși nu creează probleme majore la nivel celular și atunci nouă ne arată, la nivelul examenului citologic, leziuni squamoase de grad scăzut, leziuni precanceroase de grad scăzut și a treia etapă, când deja intră în celulă, se multiplică și distruge celula, practic își integrează materialul genetic acolo și dă leziuni precanceroase de grad înalt. Și noi singure, domnule doctor Răzvan Betea, ne putem da seama că am luat acest virus? Putem observa singure acest lucru? Este foarte greu. Dacă ne raportăm la leziunile celulare de la nivelul colului, nu avem cum, pentru că ele sunt asimptomatice, chiar și cele precanceroase și cele canceroase în stadiu inițial sunt asimptomatice. Există totuși niște tulpini ale acestui virus care nu dau cancerul, dar dau niște veruci, niște negi, ca să înțeleagă pacientele, la nivelul organelor genitale externe și observând acele zone crescute, acei negi, atunci pacienta poate să își dea seama că este prezent ceva un virus, în regulă, exact, sau prezent să se adreseze exact medicului și atunci se diagnostichează clar. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc frumos. Sunt foarte prețioase pentru telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Și ne revedem data viitoare cu alte informații la fel de prețioase ca cele de acum.